Să vedem, da, Cristi, suntem în direct, Cristi Giambaș și Ion Crăcinescu, Bogdan Stelea. La noi comentarii nu se opresc niciodată. Să vedem și noi dacă este vreo reacție. Evident, să avem o legătură directă cu stadionul de acolo, nu e niciuna. Așa că putem direct să comentăm, să mai spunem o dată cum facem cu această, iarăși, o statistică. Era să întâmple ca la meciul între Mioveni și Dinamo. Dar acolo s-a întâmplat așa, pentru că Dinamo n-a rezistat până la final, dar aici parcă a fost și mai flagrant. Da, iată, clasamentul din 9 puncte diferență, cei de la FCSB care se bucurau ieri, mă întreb în ce stare de spirit acum, văzând atâtea ocazie cei de la Farul. Da, unii pasează și alții marchează, cam așa a fost meciul. Am spus 9 puncte, 8, da, așa. Unii pasează și alții marchează, cam exact. Așa a fost meciul de astăzi, așa, dacă îl sintetizăm. Un fotbal frumos practicat de Faru, cu foarte multe pase, combinații, la toate capitolele tehnice, cred că mai puțin la cel capitolul goluri înscrise, care contează cel mai mult și atârnă cel mai greu. Cred că au ieșit superiori în meciul de astăzi. Da. N-aș vrea să fiu în locul lui Hagi. Păi nu sunteți. Nu sunteți și noi niciunul. Bine, nu suntem meciul ăsta. Iată, asta vreau să vă fac, să remarcați în acest clasament diferența între locul 1 și locul 3. Da. 20 de puncte. Suntem la 2/3 de sezonul regulat și o diferență colosală între locul 1 și locul 3. Și între locul 3 și locul 2 sunt 12 puncte. Da. După care bătălia e deschisă. Asta e bine, dar sper ca lucrurile cumva, sper, ar fi bine pentru fotbal, pentru spectacol, cumva se mai strângă dacă s-o putea. Sigur că nu poate nimeni să facă în mod artificial chestiunea asta. Pentru că altfel e o bătălie, în doi, sigur că e o bătălie pentru cupele europene, dar în momentul de față bătălia pentru play-off este fantastică. Uitați-vă, toate echipele care sunt acolo. Și mai e și UTA, care nu apare în cadru, ca să spun așa, în această ierarhie. Voluntari, Botoșan, Craiova, Rapid, Farul, UTA, toate aceste echipe pot pretinde la... UTA are 27 de puncte. Deci sunt, e adevărat, sunt 7 puncte între locul 3 și locul 9, dar mai sunt 10 etape. Totuși, mai sunt 10 etape din sezonul regulat. Deci va fi o bătălie fantastică. Despre meciul ăsta așteptăm reacțiile, nu vrea nimeni să iasă. Dan Petrescu a plecat ca din pușcă, iar Hagi cred că nu s-a dumirit, nu și-a revenit nici acum, după așa. Adică astea sunt momentele în care, și o să le tot vedem, cei de la Farul, mai puțin parcă în repriza a doua, Cristi. Au avut două ocazii importante și în repriza a doua. A fost șutul lui Ciobanu. Da. Și a mai fost șutul foarte bun al lui Hefte Betancor, respins exact. De Hindrich. Aia a fost cea mai mare. Cea mai mare ocazie din... Dar asta este, mi se pare cea mai mare. Da, a fost pe început de meci. Da. Dar acolo a fost bun. A fost o ocazie mare. Acolo, deși el trebuia să apere colțul scurt, Hindrich a avut un reflex foarte, foarte bun. Da. Adică s-a văzut pe reluare că impresia mea cel puțin a fost în prima fază că nu... Că nu este, adică a fost mingea pe el, nu era chiar pe el, da. Cred că Eva e desemnat omul meciului și asta mi se pare de asemenea ironic. Pentru o echipă care a câștigat cu 2-0, portarul ei să fie desemnat omul meciului, e ceva să-l ascultăm. Cum e pentru tine de câteva meciuri să fii în poartă, să nu iei gol? Care e senzația? E foarte frumos, mai ales că de mic am visat să joc la CFR Cluj. A fost crescut de clubul ăsta. Și cu gândul de să joc la prima echipă am început fotbalul. Ai ajuns la prima echipă, iată ești titular și nu primești gol. Cum vede un tânăr acest lucru și încrederea de care beneficiezi din partea lui Dan Petrescu? Îi mulțumesc pentru toată încrederea acordată. Nu știu, am prins șansa și sper să țin cât mai mult de ea. Chiar dacă o să iau goluri, sper să câștigăm cât mai mult cu mine în poartă. Spune-ne dacă ce ar însemna pentru tine să iei titlul cu CFR, cu tine în poartă. Ar însemna foarte mult, îți dai seama.
când ești de la 6 ani la clubul acesta și te uiți la portarii mari care au apărat aici, Felgueira, Beto, Arlauskis, Nuno Claro, e un vis. Dar totuși, tu așa cu cine te-ai asemăna? Crești frumos într-un mediu în care se produce iată performanță și... Când eram mic, preferatul meu era Felgueira, dar acum că am crescut, am fost coleg cu Arlauskis, că el m-a ajutat foarte mult să cresc și a fost un fel de mentor pentru mine. Vă poate opri cineva, după părerea ta? E greu, adică nu e ușor să batem pe toți, dar sperăm să o ducem tot mai mult, să nu pierdem și vedem cum e la final. Astăzi cum a fost pentru tine? O posesie zdrobitoare a farului în fața voastră, ai avut și tu câteva mingi pe care le-ai scos acolo grele, dacă nu te-a ajutat Manea. Da, știam la ce să ne așteptăm, dar am suferit și până la urmă plecăm cu 3 puncte de aici. Care e cel mai important sfat pe care l-ai primit de la Dan Petrescu? E să joc fără presiune, deoarece sunt tânăr și să am plăcere. Când te vezi la Naționala Mare? Luăm totul cu pas cu pas și vedem după. Îți mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. Ce drăguț tânăr, 19 ani și câteva luni, te dai seama că Hindrich ar putea să nască o revoluție la CFR, să-l oblige pe Dan Petrescu, când revine și pe Trila, să joace cu 2 jucători sub 21 de ani. Ce este... O întinerire masivă a echipei. N-am cuvinte. Ce este? N-am cuvinte. El care, țineți minte, cât a urlat împotriva regulii, ca să fie obligat de jucătorii. Păi nu, el a urlat că nu-i plăcea să fie obligat. Dar dacă vede jucători de valoare care merită să joace, joacă cu ei. Da, de acord. Dar să știi că jucătorii de valoare nu se nasc pur și simplu stând pe bancă sau stând și jucând la echipa a doua. Păi nu, Liga 3. Stai puțin, că nu e vorba de statul. Jucătorii de valoare fac de valoare și jucând. Corect. Corect. Fără să-i vrei niciodată. De asta este intervenția lui Hindrich. Dar a avut mai multe. A avut multe, a fost bun. Dar în primul rând trebuie să-i vezi cum sunt la antrenament. Și dacă la antrenament nu au nivelul de pe care tu ți-l dorești ca să-l poți promova, să-l promovezi doar care 21 sub 21 de ani. Nu cred că era numai de asta, nu ar fi vrut unii să folosesc că tine. Să-l ascultăm pe Costache, omul care a deschis scorul. Joc de pas foarte bun, o posesie foarte bună, cum plecau pe acele spații, e incredibil, nu știu. Dar și noi ne-am apărat cum ne-am dorit, cum ne-am dat viața, cum am știut să suferim. Am și vorbit înainte cum să fie așa și ne-a ieșit și asta. Va ieși și astăzi și, deși tu spui că ați suferit, s-a văzut acest lucru pentru că au avut o posesie zdrobitoare, de asemenea și atacuri periculoase mult mai multe, însă voi păreți întotdeauna destul de siguri pe voi și că știți ce aveți de făcut. Practic, pe voi vă descătușează primul gol și atunci pare totul așa, nu știu... Da, probabil foarte că, bine calculat. Probabil că avem și foarte multă experiență, am câștigat 4 campionate și asta deja ne și ajută. Avem, toți alergăm în aceeași direcție, nu știu cum să spun, nu pot să mă exprim, dar pare că totul merge bine acum în ultima vreme, nu știu, toți tragem în aceeași direcție, uităm tot și ne regăsim doar pe teren. Ai destabilizat cu o singură fentă aproape tot blocul defensiv din acea zonă. Ai simțit că vor merge pe fenta șutului tău? Da, pentru că înainte am făcut același lucru, doar că am dat direct, nu m-am făcut că o iau și a doua oră când am ajuns acolo, asta mi-am pus în cap să dau la poartă și după aceea să finalizez. Tu ai avut un sezon foarte bun, mai ales în finalul sezonului trecut, după care a urmat așa o fluctuație ta. Iată că acum revii la o formă bună, aștepți și o convocare, mai ales dacă se duce Dan Petrescu acolo. Păi știți dumneavoastră că merge acolo? Păi, nu știm, așteptăm 20. Da, poate în viitor, nu știu. Eu încerc să mă mențin așa. Acum pare rău că se termină campionatul, că se termină, că vine pauza. Dar pe final pare că ai tu... Pe final, da. Chiar îmi pare rău, chiar mai voiam să continue, dar asta e. Poate în viitor, cine știe, dacă eu joc așa, e normal să fiu convocat, nu? Dacă să mă mențin așa. Descătușare mare în vestiar, simțiți că e tot mai aproape locul întâi cu fiecare etapă care trece și că sunteți invincibili în momentul ăsta? Acum invincibili, noi așa ne simțim, dar știți cum sunt meciurile și în play-off e total diferit, e total altceva pentru că se înjumătățesc și acolo, eu zic că în ultimele
două, trei etape, atunci o să se decide campion. După părerea ta, doar FCSB-ul contracandidată la titlu sau mai vezi și pe altcineva care putea să... Nu vreau să vorbesc despre asta, doar că FCSB e clar o contracandidată, nu? Acum celelalte fac tot ce pot și ele și să sperăm că noi o să câștigăm tot campionul. Îți mulțumim! Mulțumim! Da, clar, va fi în doi, dar ce progres a făcut în comunicare, în ceea ce, felul în care se prezintă la interviuri, la început mai ține minte, când venise la Dinamo, era speriat de lumini de asta, Costache, și acum explică, o să mai vedem o dată golul lui, felul în care s-au întâmplat lucrurile, vorbește, spune, merit să fiu convocat dacă voi juca așa, face și glume, e ok, bun, a ajuns la 23 de ani, nu mai e tânăr. Noi tot avem senzația că e pe acolo. Tot tânăr este. 21. Fotbalistic nu mai e. E tânăr, nu e copil, cum se spune noi în fotbal. Da, nu, este tânăr, la 23 de ani. Da, noi avem copii mari. Stai puțin, că la 23 joacă în echipa care a fost campioană și e acum pe primul loc. Artean, să-l ascultăm. Faza lui este superbă. Vă spun sincer, cred că toată lumea e de acord cu mine pentru că nicio echipă nu i-a pus atâta presiune CFR-ului. Cred că nicio echipă nu a avut atâtea ocazii cu CFR. Cred că nici o echipă nu i-a pus atâtea probleme să stea atât de mult timp în jumătatea lor. Încă n-am, cred că e primul meci în care am trăit așa ceva, să avem atâtea ocazii și să pierdem cu 2-0 și să aibă doar... Să mă ierte Dumnezeu, dar cred că au avut două șuturi pe poartă și ne-au bătut 2-0. Felicitări lor pentru că sunt o echipă extraordinară, spun eu, foarte pragmatică, de aia de 9 meciuri n-au la goluri, dar ne pare foarte rău pentru că eu spun că am făcut un meci foarte bun și nu ne-am ales cu nimic. Ne uitam și noi pe statistică zdrobitoare în favoarea voastră, dar mai înțelegi ceva? Nu, pentru că e degeaba statistica, sincer. Ne-a spus și mister acum în vestiar, după fiecare meci se rămâne rezultat. Degeaba am jucat bine, degeaba ne-am creat ocazii, am pierdut 2-0. Și ne doare foarte rău pentru că chiar așteptam mai mult de la acest meci. Eram încrezător, veneam după niște jocuri bune, un fond de joc bun, dar asta e CFR-ul, te pedepsește. E clar că doar golul v-a lipsit astăzi. Cum vezi tu lucrurile pentru voi și lupta asta la play-off? E o luptă grea, dar spun că dacă jucăm cum am jucat în această seară, putem să ne îndeplinim obiectivul acela de a intra în play-off, pentru că puține echipe ne fac față dacă jucăm cum am jucat astăzi. Da, ciudat, nu? Toate echipele se plâng că dominați, că reușiți să le puneți mari probleme. Chiar și adversarii voștri de astăzi, Costache, spunea, nu reușeam să-i oprim, efectiv. Da, asta am spus și eu la început, pentru că ne-am uitat, am analizat CFR-ul și n-am văzut nicio echipă să le pună atâtea probleme, mai ales că încep foarte bine meciurile și noi, cred că din primul minut am stat doar la ei în careu, la ei în jumate, dar degeaba, cum am spus mai devreme, degeaba. Deci în seara asta chiar nu ați avut parte de o ceartă sau de o dojeneală așa în vestiar? După fiecare meci pierdut e supărare mare, vă spun sincer, pentru că noi aici ne dorim foarte mult să câștigăm fiecare meci, ca orice echipă de altfel, dar aici cred că puțin mai mult. Mulțumim. Cu drag. O seară bună. Da, dacă ar fi câștigat Farul astăzi, ar fi dat afară rapid din play-off, cel puțin pentru o etapă. Da, probabil că e ce să faci, nu știu, Bogdan, diferență între maturitate, cum spui tu, conștiința faptului că ești bun, că victorile vin, că, nu știu, cumva îți hipnotizezi adversarul, nu-mi dau seama, o fi și așa ceva? Nu ți-l hipnotizezi, ține de experiență. Și echipele mari, chiar și atunci când joacă mai slab sau sunt dominate, știu să joace și știu să fie pragmatice și să reușească să câștige. Iar CFR-ul face asta de foarte mult timp. Să-l ascultăm pe Dan Petrescu cu o față mai luminoasă. Bun găsit, felicitări, peste 700 de minute fără gol, domnule Petrescu. Zero în dreptul golurilor primite. E exact ce vă așteptați. Cum a fost astăzi? Bineînțeles că meciul ăsta a fost cel mai greu din toate, din ultimele meciuri. Am întâlnit cel mai puternic adversar. Știam că acasă sunt foarte buni și au făcut-o și astăzi. Au început foarte bine, am avut mare noroc la început de meci. Meritau să înscrie. Păi am mai echilibrat jocul în prima repriză, am avut și noi niște ocazii și ei, per total, s-a echilibrat în prima repriză. În a doua ne-au dominat total. N-am reușit să ieșim din apărare deloc. Portarul nostru a avut trei intervenții excelente.
Și cred că prima oară când am ajuns la poarta lor, epizodul a marcat. Deci e clar că trebuie să ai și noroc. Dacă nu recunoști că ai noroc, atunci nu ești realist. Noi suntem realiști, știam ce se întâmplă la Farul. Echipa joacă foarte bine acasă. A bătut aproape toate echipele în afară de FCSB pentru că aveau COVID. Eu cred că și meciul ăla câștigau. Dacă vii aici și n-ai noroc, n-ai nicio șansă, pentru că au joc de atac incredibil, sigur cel mai bun din România. Au trasee foarte clare, bune, dar v-am spus, echipa e foarte obosită și cu toate astea au reușit să scoată un rezultat foarte mare pentru echipă. Manea, foarte bun astăzi, scoate de pe linia porții, l-ați băgat și a făcut datoria cu vârstă. Ei știu, și Manea și Camora știu că trebuie să fie pe linia porții când portarul iese și Camora a mai scos-o, cred că, cu Mioveniu, e datoria lor să meargă acolo, dar... Vă dați seama, și Mario și Manea, jucători de echipa națională, era foarte greu astăzi să scoatem un rezultat. Sincer, sunt surprins pozitiv de această victorie, pentru că știam ce pregătește Gică și cum joacă ei. Au dovedit-o și azi că au trasee, joacă fotbal, sunt foarte buni, dar ne-au prins și pe noi foarte obosiți pe final de an. Nu știu ce să mai scoatem acum în meciul următor, sper să în două zile când jucăm să reușesc măcar 3-4 din titulari să intre de la început. Și pentru că vorbeați de echipa națională, Costache, un jucător care este din nou decisiv după etapa trecută, ok, astăzi a marcat și Kipciu până la urmă, dar credeți că și el ar fi o soluție la echipa națională? Ar putea să... Pentru că din nou am vorbit de echipa națională. Nu, ați spus că sunt jucători de echipa națională mai devreme, de Camora și Manea, și atunci am continuat ideea. Păi orice jucător care joacă la CFR și e român, poate să fie național, numai Costache. Asta ar fi normal pentru echipa campionă din ultimii ani și sper și în viitor să fie campionă, dar orice jucător de la CFR trebuie să-și dorească să ajungă la echipa națională, dar la Costache să nu ne grăbim, e într-o perioadă bună și trebuie să avem răbdare, că dacă vorbim de echipa națională, poate uită să mai joace fotbal. Eu zic că trebuie să o luăm pas cu pas, el e într-o formă excelentă și ne-a ajutat foarte mult în ultimul timp, dar până la echipa națională cred că mai are de muncit. Cine este adversarul care vă poate produce așa, eu știu, mare emoții? Pentru că până acum ați demonstrat că... Eu sper să nu fie FC Argeș etapa viitoare. Dar eu tratez orice meci ca o finală și sunt convins că cei de la Pitești vor veni să facă meciul anului și să câștige. Pentru că ne vor găsi foarte obosiți, dar măcar suntem cu moralul foarte bun. Ali Bec, mulțumit de el? Da, foarte mulțumit. A jucat pentru echipă. Dacă el joacă așa și ar fi jucat așa, sigur ar fi fost bun și la echipa națională, dar numai de el depinde, nu de mine. Eu dau șansă la toți jucătorii. Iar atitudinea lui astăzi, poate n-a avut prea multe realizări, a fost una de campion și ce trebuie să fie la CFR Cluj. Pe Sergiu Buș, poate îl vom vedea în etapa următoare? Nu, n-are cum, n-a semnat și n-are cum să intre, nici nu i-a antrenat. Și nici măcar n-a venit la antrenament vreodată. Dar deci n-a venit. Aș fi vrut să-l am pe bancă. Pentru că am nevoie de atacanți mereu, adică orice antrenor are nevoie de atacanți, mai ales când joci din două în două zile. Bun, spuneți-ne cum vi se pare grupa de Nations League, România cu Bosnia, Finlanda, Muntenegru. Păi acum am auzit, pe cuvântul meu, nu știam. Ăștia mai zi o dată, te rog. Bosnia, Finlanda, Muntenegru. Nici nu știu dacă să vă întreb, vă convine. Finlanda, cred că știu, am jucat cu echipa la campionă. Da. Bosnia nu e Susiș, nu? Susiș. Da. Vă dați seama că e Susi acolo, echipă bună, dacă Susi joacă acolo. Și cine? Și Muntenegru. Muntenegru cine joacă? Hai. Cunoscut. Din România nu e nimeni? Cred că... Da. Oricum, cred că cu oricine ar fi căzut. Meciurile sunt grele, dar acum n-aș vrea să vorbesc despre acest lucru. Mai am un meci cu Argeș. Sper ca România să se califice în această grupă, dar până atunci mă gândesc la ACFR. Da, ne auzim pe 20. Da, să califice unde, că am mai auzit asta. Ei trebuie să ne clasăm cât mai bine pentru a prinde o urnă mai bună în tragerea sorț pentru premierele campionatului european din 2024 și de asemenea pentru a fi echipă de cele 12 care vin pe calea Ligii Națiunii, în care se vor mai alege 3 care vor merge la campionatul european din Franța? Nu din Franța, de unde? Din Germania. Găsit, domnule Hagi, statistică zdrobitoare în favoarea Farului, rezultatul însă cu totul altul. Ce să înțelegem? Că nu contează? Fotbalul contează rezultatul până la urmă care rămâne, din păcate, pragmatismul. Felicit CFR-ul pentru că
o echipă pragmatică, o echipă care joacă la rezultat. Bravo lor. Ai mei au făcut un meci foarte bun, dar e păcat că ratezi nu știu câte ocazii. Ce incredibil ce a fost, dar eu nu pot să dau vina pe șansă, pe noroc, pentru că norocul și-l face omul, jucătorul. Am muncit pentru lucrul ăsta, am lucrat bine, știam că eram în formă, am produs fotbalul care trebuia să-l producem, dar din păcate în fața porții, cred eu că era, să zic în spaniol, prea superficial. A scos și Manea de acolo, de pe linia porții. Prea superficial. Deci nu se iau. Eu rămân cu rezultatul care e negativ pentru noi. De asta am felicitat o echipă care știe să joace la rezultat. Ați putea la o singură așa? Fază, noi nu ne-am apărat, am stat să lucrăm atâta pentru că știam că CFR-ul e puternică la faze fixe. Și am lucrat, știam lucrul ăsta, că fac lucrul ăsta, dar din păcate mai trebuie să te aperi, nu doar să ataci, să te aperi bine. Și am greșit, am făcut o greșeală și a doua repriză, mă rog, iar la dispoziția noastră, dar nu așa de clar cu a prima repriză, dar asta e. Dezamăgit, practic, și de acea fază la care ați primit golul, tot blocul defensiv a plecat pe fenta. Nu mai contează, nu, asta a fost o greșeală colectivă a mijlocașilor și a fundașilor, care trebuia să facă ce trebuie, și dar fotbalul e făcut din așa ceva. Fotbalul e clar că de ce ne-am marcat noi, ce trebuia să marcăm. Dar, cum am zis, pragmatici, o echipă puternică, o echipă care joacă să câștige campionat. Noi o să ne luptăm până să construim o echipă puternică și cu o mentalitate de foarte bună. O să trebuie să muncim în continuare, să găsim lotul, jucătorii, să facem o echipă competitivă care să aibă o mentalitate de învingător, adică să-i place să câștige. Spuneau și ei că nimeni nu a reușit să-i domine în așa manieră și că nu reușeau efectiv să vă oprească. Dar nu mă încântă cu nimic. Știam de posibilități că puteam să facem asta, le-am spus echipei. Nu există o echipă în prima ligă care ne-a dominat sau care a fost superioară nouă. Uitați-vă pe Instat, suntem primii. Dar pragmatism, trebuie să marchezi goluri, trebuie să dai goluri, trebuie să fii agresiv în fața porții, concret, nu superficial, că noi cred că am fost superficiali în toate astea, 5-6 meciuri care le-am pierdut cu 1-0, noi cred că merita mult mai mult. Aștepta și de la Hefte mai mult sânge rece. Dar nu spun de la el, de la oricare, nu vorbesc de jucători. Noi toți, în fața porții, cine ajunge acolo trebuie să fie. Suntem echipa care avem cele mai multe faze fixe din prima ligă, cred eu, care producem cele mai multe și avem cele mai puține goluri. Și e un atu, un lucru, în loc să se transforme în atu, nu îl faci. Produci mult fotbal, produci multe faze fixe, produci 100 de atacuri pe meci. Peste 100 au fost azi, peste 130. Atacuri periculoase. Păi atacuri, da. Că e pozițional, că e rapid sau că e fază fixă, înseamnă atacuri. Și e 45 doar. Și, na, vedeți, da, trebuie, ne mai uităm la ea, există, pragmatism se cheamă. Ei sunt agresivi în fața porții, sunt când atacă. Noi nu suntem, din păcate, cred eu. Cum vedeți lupta asta la play-off? Se ascute? Nu mă interesează, mă interesează doar echipa. Mă interesează echipa mea, clubul care avem. Cum facem, cum trebuie să ne reorganizăm în 3 zile. Să vedem cum ultimul meci, cum ieșim. Și e meci în deplasare și meci greu pe un teren dificil. Și vedem cum terminăm anul și după aceea cum mergem în continuare. Pentru că trebuie să ne gândim la viitor, totdeauna, ce e în față. Astăzi, România și-a aflat adversarele din UEFA Nations League, Bosnia, Finlanda, Muntenegru ne așteaptă. Cum vedeți această grupă? Eu n-aș vorbi despre adversari, eu aș vorbi totdeauna de noi, ce îmi face noi, cum o să ne organizăm, cum o să creăm o echipă, construim o echipă competitivă care să câștige. Contează mai puțin adversarul, sau contează și el, dar important e tu să joci fotbal, tu să fii. Nu, că multă lume spune că e o grupă ușoară sau pare abordabilă. Dacă toată lumea spune, nu trebuie să zic și eu ce zice toată lumea. Atunci eu îmi zic părerea mea. Părerea mea e că totdeauna, sau mai mult, trebuie să ne uităm la noi. Noi să fim competitivi, noi să facem lucrurile ca să devenim competitivi, foarte competitivi, ca să putem să avem o echipă națională care produce rezultate și joacă un fotbal bun și produce rezultate. Că e ofensiv, defensiv sau
defensiv, ofensiv mai mult, important este să faci ambele faze foarte bine și să produci rezultate. Ce simțiți? Colegul dumneavoastră de generație e următorul selecționer? Nu știu. Dar ce sfat i-ați dat? Nu, nu-i dau niciun, Dan Petre să-i dau eu sfat. Hai. Nu, doar pot să stau cu el la... să ieșim, să vorbim de fotbal și atâta, dar nu-i dau eu sfaturi. Are, e matur, e, are mentalitate de campion, e profesional, e antrenor care dedica meserii, așa că întrebați-l pe el. Mulțumim. Eu îi doresc baftă. Mulțumim. Aș vrea să văd o întâlnire la o cafea între cei doi vorbind despre fotbal. E, ar fi ca o întâlnire pe teren între cei doi echipe, nu, acolo ar fi mai grav. Cine are mingea? La o adică cafea, cine vorbește mai mult despre fotbal între ei doi. E bine zis că ai vrea să o vezi, că de participă n-ai avea să participi, că ar vorbi numai ei. Dar o cafea? Ce o cafea? Păi o discuție la o cafea între ei doi? Trebui, cred că ar trebui să mă ocup așa. Să spună, da, în fine, aici generic o cafea. Da. Urmează arbitraje, să nu uităm. Arbitrajele mi se pare că are dreptate în tot ce spune. Altădată nu-i dau dreptate. Așa, adică, mă rog, nu-i dau dreptate că nu sunt de acord cu ce spune. Dar acum, absolut tot ce a spus mi s-a părut și logic, și articulat, și de bun simț, fără patimă. Adevărul e că un meci din ăsta te lasă cumva și traumatizat. Exact, anesteziat. Adică după ce joci și ataci și ai atâtea ocazii. Deci tu construiești, tu antrenor, pui în scenă, în regie, toată povestea asta. Și domnii care trebuie să bage mingea în poartă, din diferite motive, lipsă de concentrare, mai ales pe care o spune Agi, nu dau gol, tu ce poți să mai faci? Decât să contempli dezastrul. Nici n-a avut greșeli de arbitraj. Nu au fost greșeli de arbitraj. Nu, doamne, fost, dar nici n-a spus nimeni că... Nu, nu. Eu am avut îndoieli mari. Eu am avut îndoieli mari cu Cătălin. Da, pentru că meciul era, s-a anunțat destul de greu. Nu s-a anunțat un meci ușor. Bravo lui, că l-a dus bine. Da, el a spus, a avut o poantă bună, că eu sunt convins că asta, la un moment dat a ieșit niște cuvinte și a zis, dar, s-a oprit ce era să zic în spaniolă, am fost superficiali. Păi cine e spaniolul din ata cu celor de la Faro? Hefte. Bună, el vrea să dea nume, dar a zis-o cu mantă bine de tot. Poanta a fost bună. Da, uite, chiar... Poanta a fost bună. Deci era să spună spaniolă. N-avea nicio noimă, nu era apropo de nimic, decât de Hefte. Pentru că i-am văzut mult mai mult limba scoasă în gură, un tic Hefte când ratează, scoate limba decât, cum să spun, bucuriile pe care ar trebui să le vedem ale celor de la Farul într-o asemenea meci. De gestul lui Pitu s-a și uitat. De da, haideți să-l vedem. În desfășurarea evenimentelor. Da, a uitat să... dar și cei care au întrebat, în fine, a fost omis, era să uităm și noi. Stai, gestul lui Pitu care își aruncă mânușile la schimbare. A fost un gest de nervozitate în formă continuată, adică n-a fost așa o izbucnire de 2 secunde. Aici vrea să plece, Cătălin Angel îl oprește, îl trage, îl zmucește. Da? Aici Comisia de Disciplină de la handbal i-ar fi dat mai multe etape, suspendare. Este un gest la Gheorghe Tadic. Și domnul Pitu tot nu se... Nu, nu. El tot pleacă. E, asta va fi interesant. Bogdan, cum judeci asemenea gesturi? Îți spunea antrenorul secund, doamne, stai aici, stai cu noi, te trage, nu pleci. Asta nu e okay. Interesant. Interesant e ce face pe teren. Și asta se întâmplă. A făcut okay, bine, în fine, a fost activ. Poate că trebuie să fie dar nu e normal să nu trebuie. Nu putem să fii de acord cu așa ceva. Nu e da, nu poți să fii de acord cu așa ceva, dar sunt lucruri care se întâmplă. După și cum știi pe Hagi, cum va judeca? Sunt convins că știe să gestioneze această situație. Cine? Hagi. Cum? Am înțeles sigur, că cum? O să aibă, probabil că o să aibă o discuție cu el, o să-i spună lucruri, nu știu dacă o să ia anumite măsuri, nu știu dacă e la prima abatere, dar în general Gică știe lucrurile astea și știe să, nu neapărat să fie tolerant, dar înțelege astfel de jucători până la o anumită limită. Clar că o să aibă o discuție cu el. Și dorești să ai jucători care vor să joace. Că fac astfel de gesturi, nu e în regulă. Pentru că te pun pe tine într-o situație unde trebuie să iei anumite măsuri. Pitu se numără și el printre jucătorii pe care
favorizați de Hagi, în sensul că promovați insistent și că nu jucau bine. Că dacă ne aducem aminte... Bine, ăștia sunt mulți, la Gică, sunt mulți pe care da, dar el a insistat, ochiul lui foarte bine a făcut, dar nu poți să te manifesti în felul acesta când te schimbă Gică Hagi, omul care te-a dus pe rampa fotbalistică și pe prima scenă a fotbalului românesc. Știi ce mi se pare? Nu cred că ajungea vreodată. Știi ce mi se pare? Că Bogdan a dreptate până la un punct, a zice eu. Toate lucrurile erau ok dacă el rămânea pe bancă. Plecarea de pe bancă nu mi se pare un deci lucru care joci, poate fi trecut. Nu joci extraordinar, din potrivă. Joci modest. Că nu mi se pare că a jucat rău. Că de asta e și schimbat, da? Și când îl ai antrenor totuși pe Hagi, faci așa ceva. Adică dacă îl ai antrenor pe Mihai Iosif și nu, ești pe noiu sau... Nu și trebuie nu să faci, faci chestia asta. Adică da face Alexi Pitu cu Hagi. Nu, nu normal nu trebuie să faci mult. Niciodată, indiferent cine e antrenor. Nu contează că e Hagi sau că e Iosif sau nu faci cu nimeni. Așa de... Dacă faci, te asumi și probabil că o să plătești pentru ce ai făcut. Da. Nu știu ce o să întâmple. Dar eu în fine, pot să-mi asum că n-am dreptate. Mi s-a părut că n-a făcut un joc rău, că s-a agitat, a făcut multe, a trecut acolo centarea aceea pentru Hefte, ține minte, pe lângă visătorul Camora și... Cred că simțea că poate să aducă mai mult în meciul ăsta. Dar să părăsesc spațiul de joc, asta cred că e... Nu știu că am mai văzut-o la Hagi, știu să facă cineva. Am văzut-o la alții, am văzut-o la Craiova, Mititelu, am văzut în alte părți, dar să părăsești banca, pur și... Am mai avut gestul de nervozitate, tot felul de lucruri. Să pleci, asta e ca un... Ca un soi de dezertare a locului. Trebuie să ai un simț al măsurii, indiferent cât ești de supărat. Era supărat rău, era clar. Indiferent cât de... Frustrare. Frate, este Gică Hagi, este antrenorul tău, este omul care te-a lansat, omul care te-a încurajat, omul care te-a tras de mânecă, care te-a băgat în teren. Că în 1000 de cazuri știe asta, în 1001 la caz... Cum nu știe în 1001? Adică faci un gest, iei mânușile, își dai cu ele de pământ. Da, bine, domnule. Pe asta chiar înțelegeam. Băi, e un gest de nervozitate. Dar în momentul când tu te îmbraci și pleci după bancă... Nu, și te ține și Angel. Te ține și antrenorul și te trezește la realitate. Băi, băiatul, stai pe bancă. Și tu nu, că ești tu Alex Pitu. Este? Alexi. Alexi Pitu. Mie îmi place ca fotbal, e talentat. Și mie îmi place, dar e după chipul și imaginea farului în anumite meciuri, cel puțin. Sunt fluturași, știi cum se spune. Fluturași care sunt frumoși, zboare, sunt colorați, sunt... Dar când vine pasăre de ăsta de pradă, cum e CFR, s-a zis. A golit câmpie de fluturași. O să luăm o pauză, revenim cu fazele de arbitraj. Aiza, eu cred că am început această poveste, o continuăm. Dacă e cazul, acordă cartonașii arbitrilor și la cartonașilor și chiar și etape de suspendare, vedem dacă îi reîntâlnim. Și mai vreau